Tot mai multe voci susțin că tragedia din clubul bucureștean Colectiv ar fi putut fi evitată dacă angajații primăriei sectorului 4 nu ar fi dat avize de funcționare cu atâta ușurință. Lia Lungu, românca care a locuit în America mai bine de 20 de ani, povestește că legile americane în ceea ce privește siguranța cluburilor sunt mult mai aspre decât la noi. Ambasador prin excelență al tradițiilor și folclorului românesc, cântăreața de muzică populară Lia Lungu a cântat pe marile scene ale lumii și s-a implicat în numeroase acțiuni umanitare. O tragedie asemănătoare cu cea petrecută în Club Colectiv a trăit o artistă în America când a lucrat ca voluntar în cazul tragediei de la 11 septembrie de la World Trade Center din New York, înscrind numele României în Cartea de Aur a Voluntarilor. Abia ajunseserăm noi în Statele Unite. Fiul meu era în clasa a treia și a fost în excursie cu școala chiar acolo, la World Trade Center, când s-a pus prima bombă. Și Tudor a fost împreună cu încă 16 copii închis într-un lift vreme de 7 ore și jumătate, în temperaturi înalte, fum, în sfârșit. Și atunci copiii au fost decretați eroi ai Statelor Unite. S-a scris mult atunci în țară despre Tudor. A venit televiziunea, i-a făcut interviuri, mă rog, mie. Și eu, când ei au atacat World Trade Center pentru a doua oară și l-au distrus, am considerat că trebuie să plătesc faptul că Dumnezeu m-a salvat pe Tudor în 93 prin a fi atașată de toată acea tragedie și să lucrez cot la cot cu americanii pentru a restabili, din punct de vedere emoțional și al ajutorului imediat, lumea de la New York. Peste ocean, Lia Lungu a avut timp de 12 ani un club cultural, iar legile de acolo sunt mult mai stricte ca cele din România, tocmai pentru a se evita tragediile ca cele petrecute la București la sfârșitul lunii octombrie. Acolo legile sunt foarte stricte. Eu însă mi-am avut un club cultural vreme de 12 ani pentru că eu am primit cetățenia americană la clasa Extraordinary Ability ca artist stabilit în Statele Unite, o clasă foarte importantă și foarte prestigioasă. Și am avut voie și am voie să am inclusiv teatrul meu, dacă aș fi putut, ca și forță financiară, să deschid un teatru românesc în New York, aș fi avut această posibilitate și guvernul m-ar fi ajutat. Eu am avut un club cultural. În acest club cultural a trebuit, în primul rând, să am două ieșiri, două exituri, între care una dintre exituri trebuia să aibă o lățime de 3 metri. Nu ai putut să ai ușă mai mică de 3 metri de ieșire. În afară de aceasta, trebuia să am minimum, eu aveam 94 de locuri pe scaune. Era un club cultural cu regim de restaurant. A trebuit să am 10 extintoare. De asemenea, a trebuit să am din tavan, există o posibilitate de declanșare imediată a unei pânze de apă care vine în jeturi. Toate acestea trebuia obligatoriu să le am, altfel n-aș fi putut să deschid clubul cu regim de restaurant. Pe zi ce trece, crește numărul tinerilor care pierd lupta cu moartea în urma incendiului izbucnit din Clubul Colectiv. În această dimineață, alți doi tineri au decedat, bilanțul ajungând la 53 de morți.